Nu e ușor. Nu e ușor cu Gina Matache. Îmi imaginez ce e în familie, pentru că sunteți genul de femeie, nu neapărat soacră sau viitoare bunică, sunteți genul de femeie care vrea să aibă controlul asupra tuturor lucrurilor. Îmi spuneați că atunci când au venit fetele dumneavoastră pe lume, nu lăsați pe nimeni să se implice în creșterea lor. Pentru că aveați impresia că nimeni nu face exact așa cum trebuie. Exact. Așa exact cum face o mamă. Exact. Și și acum mă mai mănâncă limba și mai vreau să le dau telefon câte ori. Noroc că ele mi-au zis așa: mamă, stai liniștită, când avem vreo nelămurire, te sunăm noi. Uh-huh. Încetează. Lasă-mă, închide că te sun eu. Da, 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 da. Așa, asta funcționează din plin la Delia. Asta e replica Delia? Mama, stai un pic că, uite, mai am, mă sună cineva și te sun eu. Uh-huh. Când mi-a spus așa, e clar. E clar că nu ori am întrecut măsura, ori am zis ceva ce nu i-a convenit. Și de obicei Delia spune: mamă, închide că te sun eu, exact în momentele în care mama chiar vrea să-i spună ceva și îi dă niște sfaturi, niște treburi, chestii, socoteli. Da, am învățat. Nu o să le fie greu fetelor să își crească, nu o să le fie ușor fetelor să își crească ai lor copii, pentru că e mama aici. E polițistul aici. E polițistul. Da. Generalul. Gina Matache. Vreau să vedem un... vorbeam despre niște zvonuri care circulă. Vreau să vedem un filmuleț. E adevărat, de la Ai Umor, dar la Ai Umor se spun și chestii... Și că în glumă se spun cele mai serioase chestii de pe pământ. Hai să vedem filmulețul, scena, și după aceea urmează întrebarea cheie a emisiunii. Cum spui că ești însărcinat? Nu trebuie să faci și ușa, Matache, nu? Ce faci, iubire? Bine. Te iubesc foarte mult. Foarte mult. Și eu pe tine. Ce s-a întâmplat? Nu știu cum mă deja de esto. ¿Qué le vas a decir? Zici, iubirea mea de acum încolo toată viața, dar asta te-am mai jurat când ne-am căsătorit, adică știi asta, dar... Estoy embarazada. Zici, tătic? Dar trebuie să te bucuri și tu. Tu îți dai seama cât de tare ar fi dacă două, trei luni rămâi sărcinată? Cum aș fi să rămân sărcinată? Da, eu cred că tu, dacă ai rămâne însărcinată, ai plânge de te-ai c***a tine. Ori n-ar fi cu reacții. N-ai plânge? Eu cred că tu ai plânge. Tu ești genul care plânge. Adică cred că plângi după aia. Dar fix când afli, nu știu, nu știu prin ce, nu știu. Da. Acum, sigur că e o scenetă pe care au jucat-o acolo. Delia trebuia să joace rolul soției care trebuie să-i spună soțului că este însărcinată. Dar prea bine joacă rolul ăsta. Bendeacă ăsta o supune la tot felul de... de teste, de sarcină. Asta este episodul 2, după videoclipul în care, știi că au avut piesa aia împreună. 2 în 1. Da. Și acum vor să facă alt videoclip. Da, da, da. Da. Dar e bună Delia în rolul ăsta, adică prea îl joacă bine. Prea ar fi păcat să nu se întâmple într-un scurt timp. Eu, ce să zic, îmi doresc. Acum, e adevărat că aș fi puțin în încurcătură cu doi. Nu știu mici dacă... deodată. Nu știu dacă m-aș descurca. Numai, ce să zic, am mai făcut și eu demersuri în sensul ăsta. Le-am mai luat lucrușoarele, m-am dus la prizlop. A, da? Dacă tot e moda asta, am zis hai să o fac și pe asta. Așa ați făcut, dar nu, Delia, cred că știe. Ba da, ba da, am zis, zic, dăm ceva la care ții tu foarte mult. Un obiect de-al tău și de-al lui Răzvan.
S-a uitat un pic așa la mine, ce ai, mamă? Păi, recunosc că nimic nu e mai nasol decât să primești din partea oamenilor aceeași întrebare scriitoare la infinit. Stai puțin, că dacă sunt oamenii dacă îmi faci extra, copii, așa, da, exact, da, din dacă familie... Îmi faci copii, da, când, dar nu-ți dorești un copil... Este normal, Mihai. Delia vine să se urce pe pereți, dar trebuie să înțelegeți un lucru. Asta nu înseamnă că femeia asta nu-ți dorește un copil. Păi asta știu și eu. Înseamnă că știu și știu mai multe din interior. Asta zic. Problema este că eu mă gândesc până la urmă tot la ea. I-am zis, mamă, nu știu viața cum mă duce. Noi suntem o familie foarte mică. Practic, tu și cu sora ta și cu mine. Eu o să ies din peisaj. Mai devreme sau mai târziu o să ies din peisaj. Ai muncit, cui lași tot ce ai? Pentru cine muncești? Pentru că bate ceasul. N-ai cum să nu te gândești la chestia asta. Ea probabil că... Știu, are timp sau nu are timp să se mai gândească, să mai proceseze. Dar în momentul în care îi dau argumente, da, simte. Simte că ar vrea. Din păcate, însă, asta și e. Și eu cred, atâta cât simt eu oamenii, cât mă pricep la oameni, eu cred că Delia e în momentul ăla de dezvoltare personală, dar și profesională, în care e pregătită să devină mamă. Cred că da, cred că da. Singurul impediment ar fi timpul pe care nu prea poate să-i acorde unui copil. Te-am zis, sunt aici și bucurați-vă atâta vreme cât sunt pe picioare. Că va veni vremea în care, în loc să am eu grijă de nepot, va trebui să aveți voi grijă. Și nu e ok să te împarți între copil și un părinte care, da? Încerc, am grijă de mine cât pot. Numai că, Doamne, Doamne, știu eu ce gânduri are, ce... Bine să ai acolo, să ai ceva din sângele tău. Să cu asta rămâi. Nu știu dacă se mai pune problema de al doilea. Bine, acum e și exemplul ăsta în familie. Oana, care n-a avut o sarcină... Ușoară rău. Mi-a zis, eu nu mă simt gravidă decât faptul că nu mai pot să mă mișc, să mă încalc. Dar Oana mai merge în concerte cu Delia? Sau... Dacă e foarte departe, nu, pentru că nu mai poate să stea. Dar pe aici, prin București, n-ai nicio problemă. Și eu cu Oana am cântat până aproape să nasc. Urcam și scări și... Ea ajuns și la o dezvoltare personală, profesională, financiară, emoțională, din toate punctele de vedere. E momentul, astfel încât e pregătită momentul, să devină mamă. E momentul. Bendea cred că are dreptate, că o să fie o mamă foarte tare. Deci eu cred că e timpul de Elia să faci un prădu mic. Un prădu mic. Să vă audă Dumnezeu și toate rugăciunile merg către acolo. E timpul. Acum să ți se spună măta. Da. Nu? Timp să aibă. Bun. Să fie cu... Doamne ajută, Doamne să fie ajută. Bafta lor, sarcină ușoară Oanei și, v-am zis, încercați să vă înfrânați cât mai mult pornirile astea, încerc. Instinctele astea de... Încerc. Oana, și dacă aia, nu reușesc, îmi pun ele. Stai liniștit că n-au jenă să-mi spună. Ia, vezi de câlții tăi, du-te acasă. Haideți că v-au venit băieții. Haideți. La întâlnire. Pe Gina Oficial ne găsiți, Gina Matache Oficial sau Vicenț Ioniță YouTube. Doamnelor și domnilor, e bine de tot, cântări multe, mi-a zis că și de Revelion e rezolvată, vreo 10 săli de evenimente, numai să... 12 cântări de Revelion? Mă, lăsați-mă, dar la cât începe și la cât terminați? O depășiți pe Andreea Bălan în curând. Nu, că sunt cu Andreea Bălan, ne schimbăm, intrăm una după alta. Hai, nu spuneți. Da. E bine. Hai să ascultăm cântecul, Doamne, și mergem la un subiect sensibil pe care l-am mai discutat săptămâna asta. O să-i vedeți continuarea în câteva momente. Am scos. Nu-s frumoasă nici noi fi și pe mulți o amăgi. Nu-s frumoasă nici n-am fost, dar pe mulți din minți am scos. Nu-s frumoasă nici noi fi, dar pe mulți o amăgi. Dar la mine inimioară e un pui cu mustă
fecioară. Când îl văd trecând pe drum, e mândru ca un păun. Dar la mine-n inimioară, e un pui cu mustăcioară. Când îl văd trecând pe drum, e mândru ca un păun. Păjar mă ține, mustăcios mi-a trebuit. Ce-am căutat am găsit. E înalt și făcut bine și numai păjar mă ține. Mustăcios mi-a trebuit, ce-am căutat am găsit. Dar la mine-n inimioară e un pui cu mustăcioară. Când îl văd trecând pe drum, e mândru ca un păun. Dar la mine-n inimioară e un pui cu mustăcioară. Când îl văd trecând pe drum, e mândru ca un păun. Păcătos, zâmbește pe sub mustață și cad fetele pe brață. Dar pe cât e de frumos, e și tare păcătos. Zâmbește pe sub mustață și cad fetele pe brață. Câte garduri a sărit puiul meu după iubit. Lătrau câinii pe la porți, îl știau vecinii toți. Multe garduri a sărit puiul meu după iubit. Lătrau câinii pe la porți, îl știau vecinii toți. Ții minte, te deprind cu alta în brață, te-ai lăsat fără mustață. Puiule, de-acu înainte, te fac de-o să mă ții minte. Te deprind cu alta în brață, te-ai lăsat fără mustață. Știu cât ești de iubăreț, dar am să-ți spun pielea-n băț. De mă facea dracului, am să-ți spun eu pielea-n cui. Știu cât ești de iubăreț, dar am să-ți spun pielea-n băț. De mă facea dracului, am să-ți spun eu pielea-n cui. Mulțumim pentru muzică!